ceva, nu să de jumătatea și să-mi dau și mai departe. De la mașină postelit. Doamne ajută să fie un ceas bun și să-mi găsesc dragostea. Fată cinstită, curată, onestă, care nu vorbește cu mai mult decât mine. Da! Altfel nu există. Deci, copilașii mei, chiar sunt curios de părerea voastră. Voi credeți că el are dreptate? Credeți că se găsește atât de greu o fată care să nu vorbească cu foarte multe persoane în zilele noastre? Eu cred că da. Adică cred că se găsește greu o fată care să vorbească doar cu tine, să se axeze doar pe tine. Pentru că am văzut în propria mea experiență. Mă rog, eu știu acum că se uită foarte mulți copilași la mine, pe mine mă urmăresc foarte mulți copii, în marea parte, și vreau să vă spun ca un sfat, voi când o să creșteți, fetițe, băieți, să nu faceți exact ca acum, adică să nu vorbiți cu 100 de persoane, să nu aveți 100.000 de relații, să nu, în timp ce vreți să cunoașteți un băiat, fetelor, să nu mai vorbiți cu alți 20, valabil și pentru băieți, pentru că nu o să ajungeți nicăieri, o să ajungeți ca mine. Nu, aici am glumit. Că... Da, deci chiar sunt curios de părerea voastră, scrieți-mi comentarii cei care o să vedeți acest vlog. Și ce să vă mai zic, voiam să vă mai spun că acum sunt la cumpărături. Aștept pe cineva să venim să ne cumpărăm mâncare. Nu mă văd, bate lumina asta albă. Cred că așa mă văd mai bine. Aștept să merg să-mi cumpăr mâncare. Am ajuns primul, de obicei eu ajung primul întotdeauna. Asta a fost una dintre glume. Mereu întârzi. Și acum am întârziat, doar că nu știu cum Dumnezeu a zis să stai și așteaptă. E o zi frumoasă, am venit pe jos, mă bucur de soare, mă bucur de că respir, că trăiesc. Toate că sunt niște vremuri mai nasoale, dar o să fie bine. Așa, să revenim la subiect. Voiam să vă spun că am mai filmat încă un vlog, că venise vorba de relații. Am filmat un vlog despre viața mea personală, mereu m-ați întrebat chestii de viața mea intimă, niciodată n-am răspuns, mereu am evitat, pentru că nu-mi place să vorbesc despre viața mea intimă, cu cine sunt, ce fac, unde merg, de ce m-am despărțit, de ce m-am împăcat și tot așa. Doar că acum două nopți am vrut să fac acest vlog, eram eu într-o oarecare stare mai aiurea și m-am apucat să filmez. Și vlogul e filmat, e vorba de mai multe fete din viața mea cu care am fost și nu știu cum să vă zic, l-am filmat într-o stare mai nasoală și mi-e frică să-l postez pentru că mi-e frică de reacțiile voastre, în sensul că eu știu că mă susțineți, dar mi-e frică așa că eu vă fac pe voi să râdeți mereu și videoul ăsta este cam emoționant, să zic așa, tare emoționant. Și vreau să știu dacă vreți să-l postez, dar nu mâine, abia peste două zile, cam așa, în două zile să-l postez și ce să zic, vreau să-mi scrieți voi în comentarii și vreau ca fetele și băieții să-mi scrie dacă sunteți de acord cu ce a spus era sau mai credeți că există și fete care nu vorbesc în cunoaștere cu 500.000 de persoane sau când sunt într-o relație mai vorbesc și cu alții pe lângă în timp ce ei sunt certați. Asta e tare. Chiar sunt curios. Deci, ne auzim cu vlogul următor. Nu uitați să dați toate cele binevenite, like, comentarii și tot ce vreți voi, pentru că eu țin la voi și voi la mine și mă duc să îmi cumpăr liniștit mâncarea și o să mă gândesc în timp ce îmi cumpăr, oare mai există? Adică vreau să mă mint singur. Haideți, vă pup!